Vă invit să înălțăm o rugăciune. Așa cum stăm. Părinte Sfânt, mai venim odată înaintea Ta ca să Te invităm să ne vorbești prin cuvântul Tău astfel încât inimile noastre să fie atinse, să fie binecuvântate, să fie schimbate, să fie provocate la pocăință, să-și găsească drumul către Tine, să plece de aici încărcate cu prezența Ta și plin de binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Toată lumea e de acord că legea este sfântă. Toată lumea e de acord că legea este dreaptă. Câți sunt de acord că legea e bună? Foarte puțin. Știți foarte bine lucrul ăsta. Dacă nu te vede nimeni, treci și pe roșu. Corect? Dacă nu te vede nimeni, iei și pe sens interzis. Corect? Dacă nu-i nevoie, calci legea. De ce? Pentru că nu e bună întotdeauna. În psalmi găsesc psalmistul care spune: Doamne, până și noaptea cuget la legea și la poruncile Tale. Și eu stau și mă gândesc: Doamne, dar cum poți să cugeți la poruncile lui Dumnezeu și să le găsești și bune în timpul nopții? Că ai atâtea probleme la care să-ți meargă mintea, nu? Atâtea probleme care nu te lasă să dormi. Ți se întâmplă să gândești vreodată ce frumoasă este legea lui Dumnezeu în timpul priveghiurilor nopții, cum zice psalmistul? Ți s-a întâmplat vreodată? Nu prea. Este o zonă care nu se prea întâmplă. În seara asta aș dori să vorbim despre legea și crucea lui Dumnezeu. Aș dori să vorbesc despre cele două. Și aș dori să mă grăbesc. Mă uit la ceas și să mă ajute Domnul să termin într-o jumătate de oră. De acum înainte. Spuneți-mi, vă rog, ce rost are legea? V-am întrebat ce rost are. Rostul, din punct de vedere practic. Sigur că da, să facă ordine. Să facă deosebirea între drept și nedrept, între bine și greșit. Adică îți spune clar, ăsta e drum greșit pe aici. În engleză zice wrong way. Ai luat-o pe drum greșit. Cine îți spune treaba asta? Legea. Întrebarea este, da, cine îți dă sau cine te convinge să păstrezi legea? Știți, una este să știi și alta este să chiar dorești să o și împlinești. Cine te învață lucrul ăsta? Haideți puțin să citesc. În Romani, capitolul 7, iertați-mă, da, în capitolul 7, versetul 7, mi se spune: păcatul sau the wrong way sau drumul greșit,
nu l-am fi cunoscut dacă n-ar fi fost lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Ai fi știut vreodată că e rău să poftești dacă nu ți s-a fi spus legea treaba asta? Uitați-vă bine, astăzi suntem în situația în care cu ceva ani de zile în urmă am văzut la televizor această idee. Suntem o generație hedonistă. Ce e generație hedonistă? Ce e hedonismul? Este o generație în căutare de plăceri. Asta e tot. Căutăm plăcerea. Nu ne interesează altceva. Atât de serioasă e tragedia aceasta, încât lumea drogurilor face victime peste tot. Ce este un om care ia droguri? Este un om în căutare de plăceri. Nu-l interesează altceva. Nu-l interesează dacă e sănătos sau dacă nu este sănătos. Nu-l interesează dacă a mâncat sau dacă n-a mâncat. Îl interesează un singur lucru. Ce îi place. Vă spuneam altădată, i-am văzut pe drogații planetei acestea stând în mijlocul grămezilor de gunoi. Și n-am știut de ce se tăvălesc, de ce rămân acolo. Și apoi am aflat. Universul lor este total diferit. Știți, retina, creierul devin extrem de sensibili. Și atunci orice hârtie albă are o putere de a reflecta lumina care ajunge să stimuleze cortexul cerebral astfel încât parcă ar fi surse de lumină propriu-zisă. Și imaginați-vă o grămadă de mizerie cu o mulțime de hârtii, el este în mijlocul galaxiilor cerești. El este în mijlocul unei grămezi de aur, de argint. E o pudră de frumos asupra lui și așa mai departe. Așa crede el. Ceea ce văd eu din altă parte e mizerie și durere. Cine are dreptate? Eu sau căutătorul meu de plăceri? Eu care îl văd așa sau el care se vede altfel? Cine are dreptate? Mă ajutați? El numește realitatea lui realitatea alternativă și spune, tu crezi așa, dar eu văd altfel. Și eu sunt fericit așa cum sunt. Încă o dată, cine are dreptate? Poftiți? Cine are dreptate? Mă pot contrazice cu el până în pânzele albe. Și el va zice, e așa cum îți spun eu. În zadar îi spun, stai puțin că stai gunoi, că el va spune, nu e asta realitatea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că într-o asemenea dispută, eu am nevoie de un arbitru care este mai serios și mai puternic decât percepția mea sau percepția lui. Că până la urmă, fiți atenți, știința, ea însăși, a ajuns să se întrebe cine are dreptate, el sau eu. Astfel încât au apărut experimente la nivel academic, la nivelul laboratoarelor de cercetare, în legătură cu cum ar trebui să fie lumea. N-ar trebui să luăm toți câte un fel de drog? Ca să ni se pară lumea puțin mai bună? N-ar trebui să fim toți așa? Și atunci, arbitrul despre care vorbim este legea lui Dumnezeu. Textul spune, n-aș fi cunoscut mizeria dacă legea nu mi-ar fi spus ce e păcatul. Adică legea îmi spune ce este păcatul, mi-l definește și în felul acesta aflu ce este mizeria, aflu ce este decadentul, aflu ce este urât. În lumea noastră
E așa de greu să-l convingi pe cineva că nu este într-o poziție bună. Suntem pluraliști în felul nostru, adică zicem așa, și tu stai bine, și tu stai bine, și celălalt stă bine. Și avem tendința asta așa să-i mângâiem pe toți. Și în același timp să nu se ridice nimeni și să spună împăratul e gol. Știți povestea, da? Nimeni nu strigă, stai să vezi care este împăratul. Iertați-mă, stați să vezi care este realitatea. Împăratul e gol. Pentru cine nu știe, repede de tot, la un moment dat, la o curte regală, s-a hotărât ca nimeni să nu spună niciodată împăratului ceva care să-l supere. Și într-o discuție cu filozofii săi, cineva i-a prezentat un costum care este nemaipomenit. Și costumul respectiv este magic. Și, practic, l-a dezbrăcat pe împărat de hainele lui și i-a așezat pe el niște haine care nu existau, astfel încât i-a dat drumul gol. Împăratul era fără haine. Și toată curtea se uita acolo și zicea, vai ce haine frumoase, vai de haine frumoase. Împăratul n-avea nimic pe el. Până când un copil care era pe acolo, pașa, nefiind instruit ca să fie corect politic, a strigat, dar împăratul e gol, n-are haine. Încă o dată, din lumea asta în care spune că toate lucrurile merg, toate lucrurile funcționează, unde este acel iubitor de adevăr care să zică, stați-mă, oameni buni, că lucrurile stau altfel? Și vreau să vă spun, aici, cartea aceasta este singura sursă și resursă de adevăr care nu poate să fie oprită niciodată să strige cât se poate striga în lumea noastră, împăratul e gol. Ne convine sau nu? Și ne spune Dumnezeu că noi nu stăm bine. Încă o dată. Păcatul nu l-am fi cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. E limpede până acum, da? Păcatul este identificat de către o lege. N-ai lege, nu poți vorbi de păcat. Să fie foarte simplu. De ce oamenii nu acceptă legea? Simplu, pentru că au impresia că în felul ăsta scapă de păcat. Și dau legea la o parte și toată logica realității păcatului, a judecății, a vinovăției, a nevoii de îndreptare, a pocăinței și așa mai departe, toată logica se prăbușește și omul se simte bine. Ați auzit de religia taoistă? Religia taoistă este religia aceea în care omul este învățat să se împace cu sine însuși. Adică ce rost are să te zbuci omii atâta? Păi știi ce? Sunt nervos. Păi așa ești tu. Păi da, nu e bine pentru ceilalți. Nu e adevărat. Împacă-te cu tine însuți. Știți, tatăl meu l-am surprins legându-se la mână cu ceva de o diferită culoare. Tatăl meu nu purta brățări niciodată și îl credeam om serios, așa că l-am întrebat, tată, ce-i cu matale, ce-i cu asta la mână? Și tatăl mi-a zis, știi mă, Vali, tu știi că sunt un om nervos. Și mi-am pus asta la mână să-mi aduc aminte, să nu mă mai supăr așa. Ei bine, un taoist nu face niciodată treaba asta. Niciodată nu o face. Un taoist zice, e bine în felul ăsta. Eu trebuie să mă împac cu mine însumi. Mai am și alte vicii. Sigur că da, mai am și alte vicii. Care este? Băi, eu știu, dați-mi exemplu de un alt viciu. Îmi dați un exemplu. Fumez. Nu e nicio problemă. Ăsta este un viciu acceptabil. Este un viciu elegant. Ăsta sunt eu. Nu trebuie să mă învinovățez. Nu trebuie să port povara vinovăției. Așa sunt eu. Și dacă se mai întâmplă să, eu știu, să mai desfrânez, să mai fiu necredincios, să mai mint, să mai fur, așa sunt eu, nu e nicio problemă. Valentine, nu te stresa în legătură cu treaba asta. Fă un singur lucru. Vezi
să nu deranjezi lumea din jur. Atâta tot. Ăsta ești tu, dar civilizează-te. Cu alte cuvinte, fă în așa fel încât emancipat să fii, să nu creezi probleme de jur împrejur. Și gata. Astfel încât un artist taoist poate să fie toată ziua întreagă la serviciu și să se poarte foarte bine cu colegii. Toată ziua își reprimă tendințele sale. Când vine acasă, se închide într-o cameră și țipă și lovește și așa mai departe. Cu alte cuvinte, în psihologie se numește se descarcă. Se descarcă. Acasă, în camera respectivă, e o mică fiară. La serviciu e un gentleman. E un domn. Cunoașteți această dualitate? O cunoașteți? Despre ea vom vorbi acum. Dragii mei, legea ne arată ce e rău. Întrebarea este, cine ne dă putere să nu facem răul? Una e să-ți spună cineva, Valentine, nu face treaba asta, și alta este ca Valentin să și execute. Iertați-mă că intru în colțul acesta, dar aș vrea să citesc. Romani, capitolul 8, îmi spune în felul următor. Lucrul care nu îl poate face legea este să osândească păcatul. Ați mai citit până acum lucrul ăsta? Legea îți arată păcatul, dar nu îl poate osândi. Ați mai citit asta până acum? Nu e surprinzător? Adică cum nu-l poate osândi? Simplu, mai departe textul din Romani 8:4 spune nu-l poate osândi pentru că ceea ce cere legea nu poate să facă nimeni. Nimeni nu poate să facă. Textul spune firea pământească. Nu poate să facă firea pământească. Deci nu poate să facă nimeni. Și atunci avem de-a face cu o lege care cere imposibilul. Punct. Și pentru că cere imposibilul, atunci fiți atenți la pasul următor. În mod normal, legea devine osândită. Toată lumea spune, legea nu este bună. Că noi nu putem să facem ce zice legea. Și atunci strigătul omenirii este, schimbați legea. Din ce cauză? Nu e bună. Din ce cauză? E perfecționistă. Din ce cauză? Îmi cere să fac lucruri pe care eu nu le pot face. Bun. Așa, ca exemple. Roman, capitolul 7. Auziți ce probleme are Sfântul Apostol Pavel. De la versetul 15. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Ți s-a întâmplat treaba asta? Ți s-a întâmplat vreodată să ai idealuri bune și să iasă totul pe dos? Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este corectă. Pentru că aș vrea și eu să trăiesc ca legea. Dar nu pot. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Observați? Legea identifică păcatul, dar legea nu poate să-mi furnizeze ce? Putere. Nu poate să-mi dea putere. N-am de unde să iau putere. Este ca și cum aș fi cu bateriile la zero. Eu știu ce trebuie să fac, am programul, dar n-am putere, n-am baterie.
Căci binele pe care nu vreau să-l fac, iertați-mă, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, mental, ideologic, îmi place legea lui Dumnezeu. Aș vrea și eu să fac ce zice Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și ajunge Pavel să strige așa: o, nenorocitul de mine. Vreau să vă întreb, cine a produs nenorocirea? Foarte mulți spun legea. Că ea ne-a făcut să nu mai fim mulțumiți cu noi înșine. Ea ne-a scos din echilibrul nostru taoist. Și ea ne pune în situația în care să nu mai avem liniște. Nu mai sunt mulțumit cu mine însumi. Păi, dragii mei, nu vi se pare că e un soi de schizofrenie? Nu vi se pare că dacă o ții așa mai departe, ajungi să-ți pierzi mintea? Și atunci cuvântul zice, ceea ce este cu neputință legii, pentru că firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a soluționat cum? Zice aici frumos, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său. Și iată-L pe Iisus Hristos, care apare ca soluție. Dragii mei, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos convenabil sau convenient din când în când. Dar să știți că Mântuitorul a venit aici ca să ne scoată dintr-o groapă de potențial în care noi nu mai avem putere să ieșim. Am ajuns într-un unghi mort în care orice facem nu găsim cale de ieșire. Și în momentul acesta Iisus Hristos devine singura ieșire, pentru că cu mintea, intelectual, lumea s-ar putea întâmpla să accepte binele, dar din punct de vedere practic suntem neînstare, total neînstare să facem ceea ce este bine. Și atunci ajungem fără să vrem în condiția în care să spunem că e nevoie să modificăm programul care ne cere să facem binele și să ne mulțumim cu mediocritatea în care suntem. Așa s-a făcut că omenirea a scos din holurile judecăților sau din primării, din holurile judecătorilor sau din primării, legea lui Dumnezeu, pentru că s-a simțit oarecum prea stresată de ideea de bine și de adevăr. În momentul ăsta aș vrea să mai rămânem puțin asupra ideii a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Tare frumos! Evrei capitolul 2 este de asemenea o secțiune, este aici o secțiune care este uluitor de frumoasă și care vine în completarea ceea ce am citit. Evrei capitolul 2 de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt de carne și sânge. Cine sunt copiii? Sau cine sunt din carne și sânge? Noi suntem numiți aici copii. Datorită faptului că noi suntem din carne și sânge, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la carne și sânge. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Fiți atenți, mântuirea nu este doar salvarea noastră dintr-un mediu viciat. Mântuirea are ca nevoie să și nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe
diavolul. Dumnezeu va interveni direct în această confruntare, dând la o parte această cauzalitate, această cauză a morții și a distrugerii, care este diavolul. Deci, încă o dată, el a venit aici în carne și sânge pentru ca să se confrunte cu diavolul și să-l nimicească. Este lucrarea lui Iisus Hristos, pe care a început-o din momentul în care a venit aici și a terminat-o în momentul în care a strigat la cruce: s-a sfârșit, sau s-a desăvârșit, sau s-a încheiat. Planul lui Dumnezeu s-a încheiat. Și să izbăvească pe toți aceia care din frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Îți este frică de moarte? Îți este frică de moarte? Frații mei, manipularea pe care Satan o folosește în legătură cu noi toți are în centru această dureroasă experiență, moartea. Diavolul manipulează ființa umană spre distrugere. Textul spune: erau supuși robiei toată viața lor. Nu aveau libertate, nu aveau bucurie, nu aveau perspectivă, nu aveau viitor și nădejde. Din ce cauză? Îi pândea moartea la fiecare pas și le era frică. Așa zice aici: să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și pentru că ființa umană este o ființă care este terorizată de ideea nimicniciei sau a morții, a venit Iisus Hristos aici ca să moară și ca să rezolve problema morții. Și a rezolvat-o în momentul în care El ne-a spus că, în ciuda morții, El este învierea și viața. A murit, L-au pus în mormânt, au păzit mormântul. Atât istoria cât și Revelația vorbesc de momentul învierii ca fiind momentul glorios al biruinței vieții asupra morții. Și din momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem vii în El. Datorită învierii Lui se aplică textul care spune: chiar dacă ați murit, veți trăi. Se aplică textul care spune: pentru că Eu trăiesc și voi veți trăi. E important să știu că Iisus Hristos a venit aici ca mine. E important să știu că Domnul Iisus Hristos n-a trăit o altă dimensiune spirituală, n-a avut o altă percepție. Să știu că în momentul în care eu trec prin agoniile mele, Iisus Hristos știe exact ceea ce simt. Că n-am nevoie să-i spun: Doamne, Tu nu știi cât de greu o duc eu. Că înainte să-i spun: nu știi cât de greu o duc eu, El spune: eu știu cât de greu o duci tu. Imaginea aceasta, crucea Domnului Iisus Hristos și învierea Sa, a adus atât de aproape cerul de pământ, încât în momentul acesta putem vorbi la modul foarte serios de faptul că ființa umană beneficiază de prietenia lumilor care sunt dincolo de terra noastră. După înviere, Mântuitorul, Cel care a venit aici în carne și sânge și despre care versetul 17 spune: a trebuit să se asemene fraților Săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Adică după înviere, Domnul Iisus Hristos, spuneți-mi, a tras în parcare și nu mai face nimic? Mă puteți ajuta? E în parcare și nu mai face nimic? Textul spune că tot ceea ce a făcut pe pământ
este baza pentru ca El să lucreze extrem de mult și de eficient în ceruri pentru salvarea mea și salvarea ta. Zice, un mare preot milos, vrednic de încredere. De ce vrednic de încredere? Adică mă cunoaște, te cunoaște, te știe. Știe problemele. Puteți imagina în universul acesta, undeva în centrul de comandă al lumilor, Iisus Hristos se ridică și în momentul în care eu mă rog pe pământul acesta, El îmi rostește numele în fața universului întreg și în fața Tatălui și spune, Valentin are nevoie de sângele meu. Are nevoie de ajutor. Dar de unde știi ce nevoie are El? Și răspunsul este simplu. Eu am fost pe acolo. Eu știu durerea lui Valentin. Eu știu problema lui. Sfânta Scriptură îmi spune că în momentul acela îngeri sunt trimiși, îngeri care sunt slujitori ca să ajute pe cei ce caută neprihănirea. Îngeri sunt trimiși pentru ca să răspundă la nevoile mele și la nevoile tale. Așa zisele întâmplări ale vieții s-a potrivit. Sunt locuri unde credinciosul poate să vadă mâna providenței lui Dumnezeu, mâna care s-a așezat acolo să schimbe lucrurile. Vi s-a întâmplat vreodată ca din greșeală să fiți salvați? Auziți? Din greșeală. Să vă povestesc eu? Din fire nu sunt foarte liniștit. Ca urmare, când eram mic și ne dădeam cu Sania, am ajuns în așa situație încât m-am hotărât să inventez un fel nou de săniuș. Deci m-am dat pe Sanie în picioare, pe burtă, într-o dungă, pe toate râpele pe care le-am găsit și la un moment dat, pe o coastă foarte abruptă, m-am hotărât să-mi dau drumul pe spate. Cu capul atârnând, uitându-mă în sus. La stele. Nu era noapte, da? În sfârșit. Sania a prins viteză mare. Eu sunt într-o zonă de munte. A mers. Mergeau norii bine. Și dintr-o dată s-a oprit brusc. Atât de brusc, încât eu, fiind pe spate, m-a aruncat în față. Și stând pe spate, uitându-mă în sus, evident că am căzut exact pe față, adică în cap. N-aș fi vrut să vă spun asta. Am stat acolo mai mult timp până s-a clarificat imaginea. Că era dublă, era triplă, în orice caz nu era clară. Când s-a clarificat imaginea, m-am ridicat să văd ce s-a întâmplat. De atât am mers cu Sania, partea din fața Saniei era mai înaltă și unde stătusem eu, Sania era mai joasă. Sania mea întâlnise un pietroi înfipt în pământ, care era de o palmă jumătate de înalt. A trecut cu partea din față peste pietroi și s-a oprit cu partea din spate, care era mai joasă. Și la gândul că Sania ar fi putut să treacă mai departe peste pietroi, m-am îngrozit. Vă imaginați ce ar fi fost dacă Sania ar fi trecut? Eu eram cu capul atârnând după Sania. Vedeți, vă spuneam, am fost scăpat din greșeală. Puteți să o luați așa. Dar n-am luat-o așa. Textul pe care tocmai l-am citit îmi spune că există în ceruri un mare preot, cum?
milos. Spuneți-mi, vă rog, cine a avut milă de Valentin care făcea prostiile alea? A fost cineva care a avut milă de mine și care a zis, stai, nu, să nu se întâmple. Și care a oprit sania acolo. N-am mai pomenit vreodată până acum ca o sanie să se oprească din partea din spate. Am o întâlnit din partea din față, dar nu din partea din spate. Și Dumnezeu, nu știu, eu i-am mulțumit lui. Dumneavoastră, considerați cum vreți, dar eu i-am mulțumit lui pentru momentul acela. Asta este un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre. Aș mai citi aici un alt text care îmi face plăcere de asemenea. Evrei, capitolul 4 cu 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul în care toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Expresia asta ca mine și ca tine este crucială, este extrem de importantă, este ca mine. Mă întorc. Legea îmi arată păcatul, dar nu-mi dă putere să îl birui. Cine îmi dă putere să-l birui? Cel ce a fost pe aici, cel ce mă cunoaște, cel ce în toate lucrurile este, a fost și va fi ca mine, numai că este fără păcat. Dragii mei, universul nu este un univers ostil, nu este un univers gol. Universul are o inimă care bate pentru mine și pentru tine. Vă aduceți aminte de întrebarea de început? Are rost să mă botez? Vreau să vă te întreb, cum ai putea să nu închei un legământ de viață cu o inimă care te iubește în felul ăsta? Cu o inimă care bate pentru tine în fiecare clipă? Cu o inimă care te scoate de acolo de unde crezi că nu vei ieși niciodată? Cu o inimă care, în momentul în care mă rog la El cu toată inima, cu toată puterea, îmi oferă soluții atât de frumoase cât îmi umple viața de fericire. El îmi oferă serviciile astea. În creștinism se gândește în termenii legea sau crucea. În micul studiu din seara aceasta, vă rog să observați cum Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos merg cu cele două împreună. Nu ori una, ori alta. Merg legea și crucea. Legea îți arată păcatul, îți spune ce să faci. Puterea ți-o dă Iisus Hristos. Mijlocirea Lui, prezența Lui. Când vei ieși de aici în seara aceasta, deschide cuvântul lui Dumnezeu să-ți spună ce înseamnă mizeria acestei lumi. Și după ce ai aflat care este mizeria acestei lumi, cere-i lui Dumnezeu putere să alegi gloria Lui. Cere din partea lui Dumnezeu putere ca să poți ridica ochii spre cer și să fii un om frate cu cerul. Prieten cu cerul. E posibil, nu uitați, avem un mare preot, ispitit în toate ca și noi, dar vrednic de încredere, care face ispășire pentru păcatele norodului și care este milos pentru tine și pentru mine. De dragul lui, apropiați-vă de el cu încredere, de dragul lui, întindeți mâna, de dragul lui, să fie viața voastră în mâna lui. Amin.